Da. Haide să mă urc și eu aici pe capul ăsta. Mă găsești aici. Dar o să pun în mașină până vin dimineața. Da, bine, hai, salut. Ceva. Așa, așa și până la Vasile. Fericitul! De mâine, Petrică. Știi cum mă tari, mai mâine. Asta nu. Nu mă acum să fie... Ai mai avut un caz de ăsta, nu? Am avut de 85 de chili. 85, dar nu de 100. Asta are 100, nici nu se discute. Are 100, are 100. Are 100. Ne-am vorbit și noi să ne întrebăm. Ce mai? De cât filmat la mine. Să nu legați câinele, matar. Nu e aici, e plecat. Da? Zic, zic, e bafan să fioară, n-ai de zic. Nici nu discut. Zic, este foarte mare, așa că îmi dau drumul cu barca. Deștept am fost când am dat. Păi se îmbarcă-i patinoara acum. E alunecă din cauza la sânge, că s-a făcut măcelărie. Da. Așa, începe. Hai, dă-le încoace. Nu, nu, las că să le leg. Da, eu am crezut că matale glumezi, care e vreunul de vreo 90 kg și zice aici de 100 de kg. Repeti, faci o glumit matale vechi? Nu, nu era. Aia? Ce părere ai matale vechi? Da, vei. Ce mare! Ce pare? Păi ăsta e mai înalt ca dumneavoastră. Dar bineînțeles. Păi cum are? Da? Vedem așa? Bă, micule, doamne, ce să... Să trăiască de-a Petrică, cel mai mare pescar, care știe să prinde somnălai de-aștia mari. Mai omor! Uite că a mișcat, ai văzut că a mișcat? Încă n-am mărit, uite, uite cum... Și coropiți, să uite acu' aici. Uite acu'. Da. Aici, așa. Să dăm asta la o parte. Așa, da. Eu. E mai lung ca una. E capul meu și îl mângă eu aici. Și unde sunt eu? Ia. În matele îți dai seama ce e aici? Ia. Ia. Dar stai repede că îți fac și eu o poză. Da, Vasile.
Ai terminat, nene, gata, mai... Oh, mă, ia uite pârceaua aia. Intră în istoria asta, mă, băgată. Aici, cu matare să face istorie, mă, bat. La Petrică, zâmbește, la Petrică. Așa, hai să mă iau, îmi faci și mie o poză cu telefonul meu, să arăt eu cum. Așa ceva, băi, frate, băi. Mămicule, doamne, ce mă facem eu cu bărcuța mea mică? Vreau mă zi de râs, dar ce făceam eu? Băi, nene, ăsta mă recabre. Bine? Vreau să plec acasă. Asta, uite ce e aici. Auzi, mă, când am vorbit cu tine, mă pregăteam să plec acasă. Dar mă, dacă m-ai așteptat, auzi ce e aici. Înăuntru are cârligul cu coropișniță. Aci, Augustin, pe partea asta. Dar nu-l scoate, lasă-l acolo, Augustin, da? Nu, nu, pe partea asta. Acolo e. Mama, da, mea, ia-te aici. Bă, de capul, să nu zici că cu lanseta aia... Ia, ia să se arăt. Lanseta aia și mâneta de la tine. Uite-o că e murdară de sânge, uite acum. Da, Vasile, ai văzut ce sculă... Uite aici. Uite acolo, uite. A înghițit, vezi? Nu scoate cârligul, Augustin. Nu, cum să-l scot? Ia trece aici, mă, aleu, vine să... Mamă, ce namile, bă, în barcă, patinoare era, Augustin. Da, știu. Și l-au pus cu macaraua să-ți arăt poze. Deci, de la epavă de aici... Ia, Vasile, e un găinar care a prins un somn de vreo 70 de kg și record mondial. Mamă, de noi a dat ăla la interviuri. Păi nu merită ăla să mai dea interviul, nea Vasile. Păi și eu știu cum se bagă. Păi să bagă aici, acum, când o băga în caseta. Păi nu, trebuie să iei legătura cu ăștia. Dacă dau telefonul, frate, nu-și da, spui. Da, trebuie mai bine așa. Ai, este care suta? Are să... Păi mai mare decât ăla. Uite, coada, Daniel. Când trage așa Augustin, uite, vezi că el saltă coada, uite, așa. Așa, așa, așa. Ce gură mare are, bă, intru cu totul în ea, bă. Uite la... Bă, nu poți că să nu te guște, Augustin. Nu mai bușcă, dar că nu mai are forță. Mamă, ce dinți are înăuntru. Era măricit, mă uitam la asta în gură ieri, la asta care l-am prins eu, dar... Vai de cap. Câte chile ai avut, Augustin? 10? E, 11 chile și 11 un pic. 11 chile. Grande, astea, care mai mult de 10 chile. Mamă, ce namele, fii atent. Ia, un metru, doi metri. Păi nu m-am culcat pe lângă el. Și nu e, eu sunt mic pe lângă el. Este de 2 metri. Ha? Are peste 2 metri. Ce? Lanseta aia roșie are 2 metri și 10. Am pus de la așa și mai rău, mai încă o bucată bună. Mamă, l-a sunat pe Popescu acolo care... Băi, Nea Vasile, Nea Vasile, să nu uiți că în fața epavei. Exact la epavă. În față. Nenuțule, cum fac ca să mă bag la un record? Am un somn pis.